Un bărbat în vârstă de 61 de ani din municipiu a fost victima unui accident ce a avut loc în fața spitalului județean Giurgiu. Giurgiuvenul, care se deplasa pe bicicletă, a fost lovit de un autoturism în timp ce trecea prin fața intrării în spital. La fața locului s-au deplasat polițiștii de la circulație, care au încercat să afle cauzele producerii accidentului de la șoferul vizibil speriat. Venim cu bunica la spital. Da. Am terminat pasul la niște mașini care au trecut și am pus în el acolo. Așa. Și domnul, când a venit, credeți-mă că avea puțină viteză. Când am pus frână, m-am oprit în el. Dânsul a intrat în dumneavoastră sau dumneavoastră în dânsul? Acum, cred că dânsul a intrat. O spun partea mea. Nu știi sigur. Nu, domnul, eu am pus frână și el a trecut în momentul ăla. Păi a trecut și a trecut prin fața mașinii, da, dumneavoastră? Da. Și dumneavoastră l-ați lovit cu l-am împins puțin. Partea din fața autoturismului? Da. Și dânsul a căzut după bicicletă sau ce? A căzut după bicicletă, da. S-a ridicat. Și ce v-a zis când s-a ridicat? Nimic. N-a zis nimic? Nu. Și avea ceva... Poftim? Avea ceva... Leziuni? Nu, era zgârie la față puțin. A căzut cu... cu fața în jos. L-am împins cu mașina. Din primele cercetări iese că de vină este conducătorul auto, care nu a acordat prioritate biciclistului. Atât șoferul cât și biciclistul au fost testați cu aparatul Dragger. În urma testării a rezultat faptul că singurul care se afla sub influența băuturilor alcoolice a fost biciclistul. În urma accidentului, victima a fost un bărbat de 61 de ani din municipiul Giurgiu. A fost transportată la Spitalul Județean de Urgență Giurgiu în vederea acordării de îngrijiri medicale. A fost rănită ușor, s-a efectuat testarea cu aparatul Dragger atât a conducătorului auto. În urma testării reieșind faptul că acesta nu consumase băuturi alcoolice, dar și a biciclistului. La testarea biciclistului, polițiștii au constatat că acesta era sub influența băuturilor alcoolice. Doctorul Elisabeta Bene, purtătorul de cuvânt al Spitalului Județean Giurgiu, a declarat că în urma accidentului biciclistul nu a fost grav accidentat, s-a ales cu o leziune ușoară la față. Șoferul vinovat de producerea accidentului este cercetat acum pentru vătămare corporală din culpă.